145 de militari canadieni din forțele aeriene se antrenează intens cu piloții români ca să dea piept cu avioanele militare rusești care și-au făcut obiceiul să calce spațiul aerian NATO din Marea Neagră. Canadienii au venit la Constanța cu 6 avioane de luptă Hornet și sunt găzduiți începând de astăzi la baza militară Mihail Cogălnicianu. Detașamentul canadian care asigură misiuni de poliție aeriană împreună cu supersonicele F-16 și militarii forțelor aeriene române este format din piloți și personal tehnic care deservesc avioanele supersonice Hornet. Canadienii au fost dislocați de o bază aeriană din Quebec, special pentru apărarea spațiului aerian al României. Air policing is a critical part of NATO's mandate and as such our mission and our crews excel at and thanks to their training and experience with our own 24/7 365 mission back home in Canada with NORAD. Avioanele canadienilor de fabricație americană sunt printre cele mai bune interceptoare de mare viteză din lume la ora actuală. Avionul Hornet al canadienilor zboară cu 2 Mach, adică de 2 ori viteza sunetului. Poate să urce până la 15 km înălțime într-un singur minut și are o rază de acțiune de 3000 de km. În următoarele 4 luni, militarii canadieni vor rămâne la baza aeriană Mihail Cogălnicianu în misiune de luptă. Poliția aeriană întărită sub comanda NATO este o misiune de apărare colectivă pe timp de pace pentru protejarea integrității spațiului aerian al Alianței. Misiunea de poliție aeriană este o componentă fundamentală a modului în care NATO oferă securitate statelor membre. Aceste misiuni reprezintă misiuni de apărare colectivă pe timp de pace, care protejează integritatea aeriană a statelor membre. Forțele aeriene regale canadiene iau parte la această misiune pe bază rotațională cu alte națiuni aliate. Piloții lor se află în misiune pentru a 4-a oară în România și vor lucra în strânsă legătură cu baza militară NATO din orașul spaniol Torrejón. Calc Torrejón, where colleagues from 17 NATO countries are working together, are fully committed to allow this to follow this mission and also to support both countries, Romania and Canada, to fly. Recent, două aeronave rusești au interceptat un bombardier american deasupra Mării Negre. Piloții ruși au trecut pe lângă aeronava B-52 la o distanță de 30 de metri. Manevrele operate de piloții ruși au fost declarate nesigure și lipsite de profesionalism.